Primele demisii după tragedia de la complexul energetic Oltenia, vorbim despre doi din cei trei șefi din cadrul complexului, cărora ministrul Virgil Popescu l-a și cerut aseară demisia, ei bine și-au scris hârtiile în această dimineață și vor pleca din aceste funcții. Demisiile acestor au fost depuse la sediul companiei energetice Oltenia și vorbim, să știți, despre directorul diviziei miniere a complexului și șeful exploatării de carieră, singurul care nu s-a supus încă cerințelor și așteaptă să fie demis, este șeful carierei Gil Sud, șeful direct practic al uh, angajaților care și-au pierdut viața în acest uh, accident. Uh, ministrul Energiei a revenit în capitală, însă a anunțat că în orele următoare Corpul de Control uh, din partea Ministerului Energiei va ajunge acolo pentru a face toate verificările necesare, pentru că, vă spuneam, s-au deschis trei anchete în urma acestei tragedii. Uh, una cea a poliției, de asemenea vor merge și inspectorii de acolo pentru a face verificări. Uh, vă reamintesc când s-au constatat în ultima vreme mult mai multe nereguli pentru care uh, s-au cerut, uh, uh, cerut rezolvări ale situațiilor, de asemenea s-au dat amenzi, însă uh, lucrurile uh, pare că nu s-au rezolvat în ceea ce privește cel puțin transportul muncitorilor către, către minele de cărbune. Vom reveni cu detalii despre ceea ce se întâmplă acolo, așadar primele demisii după tragedia de la complexul energetic Oltenia, doi dintre cei trei șefi din cadrul complexului și-au depus demisiile în această dimineață.